tânăr de 23 de ani, originat din Suceava, dar mutat în Oradea, a murit duminică dimineață în urma unui accident petrecut în județul Bistrița Năsăud. Pasageră în autoturism, o fată de 19 ani și ea din Oradea, a fost rănită grav. Potrivit poliției din Bistrița Năsăud, accidentul s-a petrecut în jurul orei 3:40 pe raza localității Reteag. Tânărul de 23 de ani era la volanul unei mașini care a ieșit de pe partea carosabilă și s-a lovit de un podeț. În urma impactului, mașina s-a răsturnat. Medicii care au ajuns de urgență la locul accidentului n-au mai putut decât să constate decesul tânărului. Fata care se afla cu el în mașină a fost transportată de urgență la spital. Echipajele de intervenție au găsit una dintre victime inconștientă, din păcate prezenta leziuni incompatibile cu viața. Cealaltă victimă a fost extrasă și evacuată de către UPUS Mord Bistrița, a informat ISU Bistrița potrivit bistrițianul.ro. Tânărul care a murit, Nati Drăgoi, era un cunoscut membru al Bisericii Pentecostale Lumina din Oradea. Vestea dispariției lui a întristat comunitatea religioasă pe rețeaua de socializare Facebook, fiind postate numeroase mesaje de condoleanțe. Astăzi simțim cum inima ni se frânge și este copleșită de durere. E durerea despărțirii de liderul nostru de laudă și închinare, Nati Drăgoi. Ne mângâie doar speranța învierii prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ne rugăm pentru întărirea familiei lui Nati și a tuturor celor care au fost aproape. Se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Bisericii Lumină. Relatează ebihorianul.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul Creștin Total TV și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.